Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Deoarece te-ai născută la o oră necunoscută mie pe 23 august, te voi analiza din perspectiva unui leu cu trăsăturile fecioarei. Ești rapidă, inteligentă și sociabilă, deoarece această dată este aflată la granița semnelor zodiacale și doar pe astrograma natală aș putea determina semnul tău zodiacal real. Dar indiferent cărui semn zodiacal aparții, voi analiza poziția soarelui la debutul zilei și voi ține cont de vibrațiile induse de cifrele zilei tale de naștere. Astfel, ești renumită pentru puterea ta fizică și temperamentul liber și viu, dotată cu o inteligență ridicată, o abordare rațională și abilități analitice, ești înzestrată cu elocvență și capacitatea de a-ți exprima perfect gândurile. Sensul pe care îl atașezi mișcărilor corpului și expresivității minții poate afecta sentimentele și emoțiile. Nu poți fi numită rece și fără răspuns, dar emoțiile vi creează un disconfort notabil în tine, deoarece da impresia unei persoane înstrăinate, unii te pot considera egoistă. Aceste lucruri nu este în întregime adevărat, dar ești interesată doar de propriile tale afaceri. Tu dai adesea impresia unei persoane detașate și reci, cu indiferența ta față de treburile pământești, cu o imersiune excesivă în propriile nevoi și interese, poți părea pentru alții egoistă. De fapt, nu ești atât de egoistă cât ești de intenționată. Dacă vrei să obții ceva în viață, nu ești distrasă de flacuri. Fiind o natură activă, de obicei infectezi pe ceilalți cu energia ta forțându-i pe alții să se apropie de nivelul tău. Semnul tău zodiacal aparține constelației leu. Semnul zodiacal leu este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități, onestitate, demnitate, inspirație, decență, încredere. Fiind în mod constant sub influența soarelui, ai abilități de conducere, poți fi un lider bun dotată cu inteligență remarcabilă, poți ocupa poziții de conducere în cele mai înalte șaloane ale puterii. Dacă vorbesc despre calități morale, te caracterizezi prin bunătate, noblețe și onoare. Datorită naturii tale impulsive, ai tendința de a lua decizii grăbite, nu întotdeauna informate. Numai munca de zi cu zi pe tine însăți, va permite să-ți direcționezi energia ta irepresibilă în direcția cea bună. Tu te consideri în mod rezonabil ca făcând parte din elita socială, ești nobilă și puternică, autoritară și egoistă. Încrederea în sine și capacitatea de a fi apreciată în societate sunt excelente, dar este util să înveți să te controlezi pentru a nu cople și pe alții. Cu toate acestea, generozitatea ta naturală te ajută? de obicei la armonizarea relațiilor. Din exterior, pare a fi o persoană căreia totul este dat fără efort, fără probleme și aproape de fiecare dată. Cu toate acestea, secretul tău constă într-o capacitate de muncă echitabilă, care te ajută la atingerea înălțimilor sociale și în carieră. Guvernatorul tău astral este soarele. De la acesta tu primești strălucirea personală și integritatea. Soarele este favorabil numărului copleșitor de profesii masculine și a celor feminine care sunt asociate cu manifestarea propriului eu. Planeta ta în exil este Uranus. Lui Uranus îi poți mulțumi pentru lipsa de independență în gândire, precum și pentru dependența de impresia celorlalți despre tine. Ești decisivă, ai o voință puternică, ești orientată spre scop, ești rațională ești tolerantă cu deficiențele altora, plină de compasiune și pasiune, ești serioasă cu privire la un partener, nu ești predispusă la romane trecătoare, nefiind prea deschisă, nu ți arăți întotdeauna emoțiile, dar ești suficientă de sensibilă, poți fi ușor atinsă. Poți fi o expertă de neegalat în diverse moduri de acumulare a averii materiale, cu aptitudini comerciale. Nu ești însă mulțumită de simplele realizări în bani, ești mult mai atrasă de problemele legate de organizarea unei afaceri. Mijloacele pe care le folosești pentru a-ți îndeplini obiectivele sunt cel mai adesea simple, dar astfel obții cel mai mare succes. Cu toate acestea, aceste lucruri nu înseamnă deloc că agresivitatea este singura cale posibilă de a rezolva problemele care apar. Din potrivă, cel puțin încerci să acționezi pe deplin în conformitate cu principiul trăiește singură și lasă și pe alții să trăiască, care desigur, este destul de confortabil pentru cei care fac parte din echipa ta. Poți avea abilități tehnice extraordinare. În copilărie, spre disperarea părinților, în câteva minute, ai dezmembrat o parte chiar și din cele mai durabile jucării pentru a vedea ce se află în interiorul lor experiența acumulată nu a fost în zadar. Indiferent de profesia pe care o alegi, nu-ți va fi greu să repari vreun lucru care a ieșuat. Ești capabilă să-ți concentrezi puterea mentală interioară asupra lumii materiale în care ești implicată. Cu toate acestea, ai tendințe destul de posesive atât în raport cu lucrurile, cât și în raport cu oamenii care se află în cercul tău apropiat. Acest lucru îi enervează de obicei pe alții și creează probleme grave de comunicare. Nu ești neapărat extrovertită, uneori prefer să fii lăsată singură, dar astfel de perioade de retragere în sine nu durează prea mult, fiind altruistă prin natură, ești deschisă la iubire, ceea ce te poate schimba dincolo de a fi recunoscută. Este necesar să înveți cum să controlezi și să direcționezi constructiv energia frenetică de preferință în adolescență. Starea de spirit competitivă și agresivă poate fi bine sublimată în sport, unde poți obține un succes notabil, dragostea pentru emoții este de obicei legată de tine, deoarece ai o natură puternică, un spirit liber, independentă de opiniile altora, prietenia cu astfel de oameni îți permite să te relaxezi și să te regăsești în cele din urmă. Te distingi față de alții nativi din leu prin astfel de trăsături speciale, ești interesantă, loială, disciplinată, încrezătoare, natura ta contradictorie puternică și mândră, este în concordanță cu sentimentalismul, nevoia de iubire și admirație, tu la nivelul fizic nu ai nevoie doar de atenție, ci de dragoste pe margini, renunțare sacrificiu și dorința unui partener de a se dizolva în interesele tale. Cum afectează data de 23 august soarta ta? Ești detașată, pari destul de rece, indiferent de problemele pământene. Ești concentrat asupra ta și asupra propriei tale lumii interioare, încercând să cunoști profunzimea conștiinței tale. De aceea, dai impresia unei persoane detașate, egoiste. La urma urmei, nu diferi printr-o prietenie sau cordialitate specială, dar abilitatea ta unică de a gândi sobru și de a nu cădea în emoții, te ajută la atingerea tuturor obiectivelor. Ai un spirit antreprenorial și activ, obișnuiești să fii mereu în mișcare. Prin fervoarea și hărnicea ta, îi infectezi pe alți oameni, e inciți la noi realizări. Foarte deșteaptă și pricepută din fire, știi cel mai bine să câștige bani rapid ai cum se spune, vena antreprenorială în sânge, dar nu ești atrasă doar de îmbogățirea materială, ci te străduiești să construiești o afacere solidă și de încredere. Poți fi o persoană simplă care folosește această calitate, atât în relațiile personale, cât și în construirea unei cariere. Flerul tău interior și caracterul ferm te ajută la obținerea unei statut de invidiat în societate și în sfera afacerilor în ciuda seriozității și răcelii pentru lumea exterioară, ai principii clare, nu vei interfera niciodată cu munca celorlalți, nu ești caracterizată de diverse stereotipuri sau înșelăciune. Este foarte confortabil să se lucreze cu tine, deoarece respecti dreptul la autorealizare și la spațiul personal. Constelația Leul îți oferă o mentalitate analitică și o predispoziție către abilitățile tehnice. Uneori, te obosește foarte mult realitatea zgomotoasă și plină de viață, apoi ai tendința spre singurătate. Însă perioada calmului este foarte scurtă și apoi din nou te scufânzi în vârtejul evenimentelor. În amoroase, ești pasională, capabilă să îngrijești frumos, să cauți reciprocitate. Astrele îți recomandă să înveți să-ți controlezi energia violentă. Abilitatea de a orienta în direcția corectă te va ajuta la realizarea multor obiective în viață. Caracterul puternic și voința liberă te fac independentă de opiniile celorlalți, dar părerea lor în ansablu contează pentru tine. Urmărirea constantă a noilor senzații te împinge către acțiuni extreme, ceea ce poate provoca daune grave sănătății, dragoste și compatibilitate. În relații strânse, Ești grijulie și atentă. În ciuda loialității și fiabilității, ai nevoie de suficient spațiu personal. Dacă un partener încearcă să-ți influențeze stilul de viață, de obicei, faci pasul înapoi și pleci. Cea mai bună relație cu tine este formată cu semne controlate de elementul foc, leu, berbec și săgetător. Cea mai fiabilă este combinația cu gemenii care sunt luminoși, puternici și independenți iar uniunea cu ei se bazează pe fundație cea mai solidă, interesele reciproce și capacitatea de a vă simți reciproc. De asemenea, perspective bune pot fi în relațiile cu balanța. Esteți sofisticați din balanță și tu ca un lider luminos din leu puteți crea deseori alianțe foarte benefice pentru ambele părți, o alianță puțin probabil să reziste este cu opusul absolut al tău, vărsătorul. Alianța cu vărsătorul este posibilă numai cu condiția ca acesta să se conformeze rolului sclavului, ceea ce un vărsător nu poate nici măcar imagina, dar să accepte, o alianță nu prea bună te așteaptă cu scorpionul și una nefericită cu taurul, ambele sunt semne fixe, unde perseverența și respingerea de a-ți recunoaște domnia, te vor îndepărta ușor, totul este însă posibil. Neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră, tu poți fi atât un performer individual, cât și un lider. Îți place să rezolvi probleme creative complexe, ai un deosebit simț comercial, dar nu ești interesată de câștiguri simple. Soluția problemelor organizării de afaceri eficiente îți aduce mult mai multă satisfacție. Sănătate și boli. Ești supusă diferitelor dificultăți psihologice, dintre care cea mai frecventă este suprimarea emoțiilor care necesită o cale de ieșire. Uneori, îți exprimi prea accentuat sentimentele și, în unele cazuri, te închizi în tine însăți și par să amorțești de durere. Dacă astfel de tendințe încep să îi enerveze pe alții, îți este recomandat cu maximă seriozitate consultarea unui psiholog. În ceea ce privește nutriția, este posibil să nu tolerezi excesul de zahăr. În plus, trebuie să ții cont de o tendință la alergii alimentare. Îți va fi de mare folos practicarea sporturilor competitive. Aceste sporturi îți vor oferi nu doar o șansă minunată de a experimenta bucuria victoriei, ci și oportunitatea de a demonstra simpatie pentru tine însă îți Destinul și norocul, universul ți-a dăruit siguranță de sine, sociabilitate, Curaj, ești răbdătoare, încrezătoare, ești capabilă să arăți stăpânire de sine, să te deplasezi în mod intenționat către obiectiv, depășind constantă toate obstacolele și problemele. Nu refuz ceea ce este important și scump pentru tine, ești capabilă să te adaptezi rapid la noile condiții. Vei ieși din orice situație cu onoare, dar ai momente de incertitudine? Nemulțumire și acest lucru intervine uneori în comportamentul afișat. În ceea ce privește banii, ai succes, iubești confortul și luxul și te străduiești pentru asta. Sfaturi pentru tine. Ți se recomandă să folosești mai des mintea rațională și analitică pentru a atinge obiectivele. Nu te baza pe noroc, rezultatul va fi egal cu efortul. În ceea ce privește autocontrolul, nu ar strica să reduci anxietatea, să depășești îndoielile de sine. Încearcă să menții respectul pentru sentimentele celorlalți, să-ți recunoști nevoile personale la un nivel mai profund. Tendințele agresive trebuie ținute sub control dacă nu le poți suprima definitiv. Fă un efort conștient pentru a învăța nu numai să iei, ci și să dai. Nu te pierde în căutarea averii materiale. Ce cadouri ți se potrivesc pentru tine? abordarea este mai importantă decât orice. Darul trebuie prezentat, nu este predat, dat, înmânat și așa mai departe. Pentru ziua ta de naștere, tu ca o leuaică, regina fiarelor, îți place să accepti daruri, de preferință într-o atmosferă de solemnitate și teatralitate. Procesul ar trebui aranjat cât mai pompos posibil, florile într-un coș, oaspeții într-un semicerc, tu în centru, de preferință într-un fotoliu, cum ar fi un tron, pe care apoi îl poți părăsi ca respect pentru valoarea cadoului. Felicitarea este de dorit a fi ideal de mare, să aibă obligatoriu flori și litere aurite, să conțină mai întâi laude și aprecierile la adresa ta, și abia după aceea urarea în sine. Darul în sine ar trebui să fie înfășurat în hârtie de aur, cu o butonieră imensă în loc de un ax sau scoci. Nu poți face economii la cadouri pentru tine. Cadoul trebuie ales într-un stil elegant și scump, evitând falsurile. Numai exclusiv și real. Pentru tine se potrivesc lucrurile pe care să te odihnești, doar tu nu te-ai născut să țin doi spatele. Cel care îți pregătește un cadou ar trebui să-și amintească că nu-ți plac tonurile plictisitoare, dar preferi cele luminoase, vesele. Vei accepta cu plăcere operele de artă pe care te consideri a fi cunoscătoare, nicio bucurie nu se va vedea pe fața ta, primind, deși scumpă, o copie după un Rembrandt. Este mai bine o pictură a unei artiste de stradă necunoscut, dar unic. Dacă acest cadou este pentru o sărbătoare comună, de exemplu, Anul Nou, atunci ar trebui să-ți se da un cadou cât mai solemn posibil. Tu nu te plictisești niciodată de decorațiuni, dar nici de niște bijuterii, evident că din aur. Stilul tău este al lui al 16-lea. Luminozitate, pompă, aur, cel puțin aurit. Nu trebuie uitat în colț, dar într-un loc proeminent, pentru a grava monograma ta. Tu ești foarte mândră de numele tău, așa că, dacă dăruitorul găsește hârtie de aur, pentru a imprima câmpul în care este numele tău, sau numele tău va fi tipărită de mai multe ori cu aur. Atunci este imposibil să vezi un balsam mai bun pentru sufletul tău. Să ți se dea orice mizerie pe care este scris numele tău, o vei arde, iar darul își va găsi refugiul în cel mai proeminent foc. Florile de ziua ta sunt foarte potrivite. Orhide, trandafir stacojite te vor încânta. Vorbind despre bijuterii de aur, de preferință, trebuie comandate individual la un bijutier, ar trebui gravate cu inițialele tale. Telefoane, tablete, numai cele mai recente modele și mărci de prestigiu. Parfum, cosmetice de la producători de renume. același lucru este valabil și pentru haine și accesorii. Aceste elemente ar trebui să fie la modă, extravagante. Culoarea ar trebui să fie portocalie roșie sau galbenă, nu trebuie să uite care va de tratamentul pentru tine, pentru masa festivă, îți va fi util un cadou ca o cutie elegantă de ciocolată, o sticlă de șampanie de marcă sau chiar un pachet de super delicatese de peste măr și țări, un cadou preambalat din supermarket, îl vei considera un comportament inadecvat, ba chiar un cadou în jositor, ca pisică grațioasă, adori confortul și, prin urmare poți accepta o pătură de lux, o pernă elegantă, o pernă cu paiete sau o vază de flori strălucitoare nu te va mulțumi cu caracterul său practic, ci cu aspectul original. Dacă cineva nu este decis sau nu are nicio idee despre ce să ți da cadou, atunci problema poate fi rezolvată prin plasarea banilor într-un plic frumos colorat, vei decide pentru tine însă ce să cumperi cadar și apoi să-i spui despre asta. Nu vei uita niciodată valoarea darului și vei căuta să-l onoresc pe donator în egală măsură de ziua lui. Acest este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.